Zilele trecute, Comitetul Executiv al Federației de Mini-Fotbal a hotărât numirea lui Cristi Lupu în funcția de antrenor principal al Naționalei României în locul lui Tudor Simion. Buzoianul urmează să fie ajutat de directorul tehnic Dan Cojocaru și de consilierul tehnic Tiberiu Laios. În cel mai scurt timp va fi numit și un antrenor secund. Pentru Cristi Lupu este o nouă provocare și o misiune dificilă pentru un astfel de post. Munca îi poate fi ușurată datorită experienței pe care a dobândit în cei 4 ani ca antrenor secund, când a câștigat 3 titluri europene și o medalie de bronz la prima ediție a campionatului mondial din 2016 din Statele Unite. Echipa națională de mini-fotbal a României va participa în acest an atât la campionatul european cât și la campionatul mondial, cele două competiții fiind despărțite de numai 2 luni de zile. Astfel, campionatul european va avea loc în perioada 9-17 iunie în Cehia, iar campionatul mondial se va desfășura în perioada 11-20 august în Tunisia. Cristi Lupu și staful tehnic al Naționalei de Mini-Fotbal au hotărât ca prima acțiune din 2017 să fie programată în perioada 9-13 martie, când România va participa la un turneu amical în Tunisia, alături de reprezentativa gazdelor Ungaria, Croația, Portugalia și Irak. În curând va fi anunțat lotul de 15 jucători care va face deplasarea pentru această acțiune. În funcție de evoluțiile din Tunisia, staful tehnic va lua apoi în calcul și alte propuneri de jucători în vederea stagiului de pregătire de la Râmnicu Vâlcea, programat între 20 și 23 aprilie.